Potrivit polițiștilor, infractorii sunt deținuți ai închisorilor din România. Aceștia apelează la întâmplare numere de telefon și de cele mai multe ori victimele sunt persoane în vârstă. Făptașul spune că este o rudă apropiată și că a suferit un accident. Caută scuze că nu poate vorbi coerent și cere o sumă de bani care să fie trimisă prin poștă sau alte metode electronice pentru a se împăca cu partea vătămată. O altă variantă folosită frecvent de infractori este cea în care a fost la volanul unui autoturism, a lovit un copil și trebuie operat de urgență. Oamenii legii spun că acești indivizi au și complici care se dau drept polițiști sau procurori. Așadar, mare atenție! Niciodată nu trebuie să trimiteți bani unor persoane necunoscute sau chiar care se prezintă a fi rude apropiate. Niciodată un accident de circulație nu se poate soluționa prin darea unei despăgubiri bănești imediat. Asta implică o cercetare, un dosar penal. Se poate interveni în păcarea părților, dar numai după ce se soluționează de către organele competente. Pentru a nu deveni victima unor astfel de infracțiuni, polițiștii le recomandă cetățenilor o atitudine prudentă atât în eventualele situații premergătoare săvârșirii unor astfel de fapte, cât și atunci când sunt contactați telefonic pentru a fi înștiințați de producerea unor evenimente neplăcute. Cel mai bine este ca persoanele în cauză să ia legătura cu rudele despre care se spune că au suferit accidente și să nu își irosească economiile. Alo? Fiul tău a făcut un accident, trimite repede toți banii pe care i-ai sau va face pușcărie. Astăzi sunt eu cel care te sună. Mâine poate fi un escroc. Nu trimite bani necunoscuților, indiferent de motivul invocat.